Vă salutăm, dragi prieteni, o zi încărcată, plină de evenimente care ne prinde bine nouă, pentru că avem ce să comentăm, dar înainte de asta, totuși, mă simt dator să-i mulțumesc amicului meu, Cristian Stamatoiu, de la Târgu Mureș, pentru această carte. Etimologii populare francoafone în dramaturgia românească, trimisă sub semnatului, bineînțeles, cu dedicație în limba franceză. Un distins domn, acest Stamatoiu, o carte pentru cadre didactice mai degrabă, este membru uniter și titular al cursului de istorie a teatrului la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, fost titular de lectorat de limbă și civilizație română la Universitatea din Strasbourg. Nu citesc mai departe că ar putea în această parte a țării să pară toate titlurile astea cam mult, așa? Avem cunoștințe prin lumea politică chiar mai împănate de titluri și de dovezi, e adevărat. Dar să știți că e o carte pe care poți să o iei cu tine la capătul lumii și vorba francezului, après avoir consommé, să-i citești și ei câte o bucățică din Alexandrie, din Eugen Ionescu, din Caragiale. E lucruri dintre astea care astăzi nu mai interesează pe nimeni, dar care pot să devină valoroase acolo când nu te mai aude nimeni. Da? Pe o insulă unde naufragează doar pirații în vis. Gen Coana Chirița, așa mai departe, scrise în franceză într-un termen adevărat, destul de pretențios. Uite, deschid așa la întâmplare și văd că se vorbește despre Costache Negri, care la un moment dat revine în Moldova însoțit de prietenii săi, Nicolae Docan, printre alții, și pe un traseu incluzând Paris, Lyon, Marseille, Livorno, Florența, Roma, după care Bologna, Padova, Veneția, Trieste și Viena, apoi peste Dunăre, e vorba de Alexandria aici, de Mihai cu Gălnicianu, de Costache Negruții. Mă uit eu pe sărite, sigur că mai îmi scapă niște rânduri, o să mă ierte autorul. Îi mulțumesc de asemenea fostului meu coleg de liceu, Radu Bânzaru, că m-a așteptat astăzi și mi-a adus această carte. Într-adevăr, ce vremuri, când aveam de umplut împreună doi box paleți și nu reușeam nici măcar 20% să facem din ei până la 6 seara, când se lăsa întunericul. La muncile agricole emblematice pentru acest popor în anii 80. În ani de dictatură cruntă, când te mai urcai într-un măr și cu un binoclu imaginar ți se părea că vezi până în Australia, dincolo de livezile la interminabile nu mai era nimic. Era capătul lumii, tată. Dar tot era bine să te ducă la mere, că nu te duceau la sfeclă furajeră, acolo n-aveai ce să mănânci. Pe care seara erau trei variante. Pe două nu le-aș mai numi astăzi, că mă întind prea mult. A treia era bătaia. Bătaia, că se îmbătau profesorii și după aia te luau la bătaie. Da. Celelalte două, sigur că sunt pentru imaginația fiecăruia. Gen discotecă, gen modern talking, chestii de genul ăsta. Bun. Trecem la campania electorală, pentru că spuneam am avut o zi cu evenimente și trebuie să ne focalizăm un pic pe asta. A ieșit din cursa pentru primăria capitalei Dita Mai Ludovic Orban, candidatul PNL, după ce procurorii DNA au anunțat că respectivul, și anume prim vicepreședintele partidului, funcție din care a și demisionat Ludovic Orban, este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii unor foloase necuvenite. Este vorba de suma de 50.000 de euro pentru campania electorală din vara acestui an. Deci suntem la sezonul actual. Ludovic Orban deocamdată nu plătește pentru trecut. Sunt multe și acolo, evident, de comentat, dar plătește, iată, pentru campania electorală pe care urma să o organizeze în 2016. El este un om politic cu ștate vechi de servicii, cum se spune, da? Un om care își folosește influența, metehnele, mie îmi pare bine că nu s-a dat în lături de la așa ceva, asta înseamnă că era inconștient că trece totuși printr-un mare pericol, în primul rând că este prost pregătit, pentru că el n-aducea decât izul ăla de politică veche, proastă, la limita legii,
plină de controverse într-o lume fără justiție și unde politicienii